României revin trei teme majore principale. Viitorul implementării Uniunii Energiei, obiectivul fiind acela de a contribui la finalizarea pieței interne a energiei, dezvoltarea infrastructurii energetice europene și promovarea securității nucleare. Resursele din Marea Neagră. Sperăm că vom avea un anunț pozitiv în acest an privind decizia de exploatare și suntem încrezători că odată decizia confirmată, aceste resurse vor juca un rol important la nivel regional, ca o contribuție reală la materializarea principiului diversificării. Fără îndoială, gazele din Marea Neagră, în momentul în care vor fi exploatate, vor constitui o sursă importantă de gaze. În sfârșit, în România, micii consumatori, deci prosumerii, așa cum se cheamă ei în limbaj general acceptat, în sfârșit pot să producă energie și să introducă energie în sistem, ceea ce schimbă, modifică, îmbunătățește partea de energie și mai ales energie regenerabilă.